Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi le dăm de mâncare la iepurași, celor care trebuie să le dăm, celor care nu. Nu. Începem cu femeluța de albastru vienez. Am schimbat mâncarea. În ce sens că am schimbat mâncarea? N-am mai cumpărat orz, am înlocuit orzul cu ovăzul. Ovăzul este o cereală mai păioasă. Să vedem aici proaica sa. Ați văzut, e proaica, e un pic agresivă, e bagabon. Proaica e agresivă cu tatăl ei. De ce ești agresivă cu tatăl tău? Adică eu vin și-ți dau mâncare și tu ești agresivă, tată. Da, uite cum face. Cum să pune o mână dacă ea face așa? Hai să potolește, repede. Ultima dată am avut noroc că am avut hanoracul pe mine, pentru că m-am mușcat de mână serios. Pot spune. Nu știu ce e cu ea de face așa. Dar după ce pui un pic mâna pe ea, se liniștește. Nu știu, e cam greu cu iepuroaica, pentru că am mângâiat-o cam mereu și tot face urât. Vedem că a fost frig iarăși afară. Da. Gheață în apă. Deci zilele astea sunt cam geroase. Să vedem ce fac și maimuțoii ăștia doi de aici. Maimuțoii ăștia doi la fel a înghețat apa. Op, așa. Ăștia trebuie să le punem un pic mai multă mâncare. Opa. Opa, așa. Trebuie să le mai facem și curățenie la ăștia de aici de jos, n-am apucat să le fac. Vedem că au crescut și masculii ăștia doi. Ăștia vor fi ținuți pentru sacrificat. Totuși, ăștia culoarea câmpului îmi plac foarte mult, nu știu de ce, dar mi se par mie că ăștia cresc foarte, foarte bine. Da. O să trebuiască să facem loc în cuști, pentru că îi vom aduce pe ceilalți din partea cealaltă de Neo și Hicolă, cei de la Neo de aici, din partea asta, vor fi băgați, exact cum v-am spus. Mascul cu mascul, femele cu femele. Da? Dar mai durează, pentru că ei momentan sunt micuți. Atâta să spun și ție. Frumosul meu mascul. Frumosul meu mascul. Da, tată. Da, tată-i. Da, tată-i. Uf, uf, uf. Frumusețe de băiat. Frumusețe de băiat. Frumusețe de băiat. Da? Da, tată, mustăcios frumos. Frumusețe. Cap frumos, urechiușe. Blană frumoasă. Tot ce trebuie la un neozelandez. Tot ce trebuie la un neozelandez. Mergem mai departe acum. La nebuna asta de mămică. Da? Sperăm că bine la asta, cel puțin n-am mai avut pierderi, chiar dacă este foarte frig. Vedem acolo jungălăi. Asta trebuie să țin un pic femeia deoparte, că îmi varsă atâta, așa. Jungălăi acolo. Da, trebuie să le mai pun niște paie, fân, ceva. Femeia ce-mi fulecă. O să dea cu gherle la un moment dat, să zgârmene, că așa e ea învățată. Și aici cuibul de Neo roșu. E bine că nu mai avem nicio pierdere. Jungălău, să nu cazi din cușcă. Să-i punem și la femeluța de Neo roșu. Șatate. Șatate. Vedeți că le-am pus acolo fân
și femeluța i-a acoperit pe toți. Să trăiască să vin să le pun și apă. Da? Vedem că le-a dat ochii deja la ăștia de neoroșu. Cel puțin, nu știu dacă vedeți voi, dar eu văd aici. Da? În cuib aici. Am umblat femeluța. Opa, oh, uitați ce au crescut. Ce au crescut bagabonții. Are femeluța asta grijă de ei. Are femeluța asta o grijă nemaipomenită de ei. Frig, foarte frig afară. Mamă, acoperi bine că e nasol afară. Acoperi bine că e nasol afară. Da? Puiuții acolo cresc, nicio pierdere, n-au mai ieșit din cuib. Totul este bine. Am înțeles că vor mai fi două zile de frig. S-a început deja să dea cu ghearele în cutia de mâncare. Mamă, pe așa se face. Uite și pe gingale este aici. Tatăi, sunteți bine, mă? Cu toții? Sunteți bine, mă? Cu toții, mă? O să le mai aduc niște fân, că văd că ăsta nu le ajunge, l-au bătăturit. A pizza le trebuie, uitați gingălăul de albastru. Gingălăul de albastru, vienez. Mi-a supraviețuit 3 de albastru vienez. O mămică de neozelandez nemaipomenită, mi-a crescut. A avut 15, știți și voi foarte bine, din păcate. Da, pot să-i duc, asta este. Da. Era și normal să nu poată să-i ducă. Cred că cea de hicolă, dacă îi puneam 15, cred că aia îi ducea. Aia de vieneză, dacă îi puneam 15, 100% îi ducea. Și mai avem aici femeluța noastră de Neo. Femeluța noastră de Neo, frumusica. Tata e și tăi început să gurui, să faci urât. Oh my god. Oh my god, dacă nu mai iepuri de ăștia periculoși, am gangster de ăștia. Nu mai iepuri de ăștia gangster de huruie de face. Fata mea. Fata mea. De ce faci fata mea urât așa? Ha? De ce faci fata mea urât așa? Gangstere. Gangstere. Păi? Da? Ești bagavantă și tu. Ești bagavantă și tu. Uau, uau, uau. Ăulău, urât faci. Ăulău, ia ieși tu la lumină, hai. Hai, ieși la lumină. De ce faci urât așa? De ce faci urât așa, fate? Taci, bă, din gura, cu eu vorbesc. Taci din gura. De ce faci fata mea urât așa? Da, și fata mea, fata mea, mă, nu încep și tu să mui, să faci, să dregi. Hai că ne batem noi mai încolo, cocoșule. O femeie frumoasă, numai că nu prea am stat eu cu ea de vorbă așa. Cred că îi mai trebuie timp până o să ne împrietenim. Ești bulangii rău. Ești mare bulangii, băi, creastă roșie. Ăsta e campion pe 3 sate mâncate și. Campion pe 3 sate, dar nu știe că eu stau bine pe pumn. Ăsta nu știe că eu stau bine pe pumn. Pleacă de aici, fraiere. Că te fac. Fraților, mă duc și la celelalte cuști și revin cu imagini de la iepurașii de Neo și Hicola. Vedeți cum mă așteaptă aici masculașii. Probabil că mâine voi face un video în care să vă prezint toți masculii mei frumos pe masă, afară, nu în cuști. Da. Să-i vedeți ca lumea. Ăsta e cel mai bandit dintre toți. E basul. S-a varsă și mâncarea. Ăsta e cel mai rău. Ăsta e cel mai rău. E cel mai rău banditul ăsta. Varsă mâncarea de cu ghearele în ea. M-am certat de câteva ori cu el. În păcate tot el a câștigat.
M-am mușcat de mână. Foarte rău m-am mușcat de mână. Da. Tot băiatul meu rămâne. Tot băiatul meu. Și aici deluță. Deluță de mari. Gata, tata. Oh my god. Să nu sar de acolo, s-a mai sărit de aici. S-a mai sărit aici, nu e problemă. Să vin să le pun și apă. Am un fătală de cocoș care face gălăgie. E fătălău. Și acum trecem la grupa mică. Au ieșit și ăștia din cușcă, au început să mănânce și ăștia o nenorocește pe asta. O nenorocește pe fata mea. Hai, vino încoace. Oh my god. E topită de foame asta. E topită de foame. Vedeți că vin și jingle-ăi acum. Trebuie să le pun apă. Au ieșit tot să mănânce. Și-a curățat-o și pasta de mâncare. Ba, mai arăt, o să vă mai arăt niște imagini filmate de ieri. Și la ăștia la fel. Astăzi trebuie să le facem niște hrănitoare din tablă. Că nu se mai poate. Ia tată, băi, hai. Vă faceți nevoile aici ca fătălăi, hai. Hai, băi, fugi aici. Fugi, tată-i. Oh my god. Hai, hai. Jingle-ăi. Oh my god, e bătaie. E bătaie, tată-i. Lasă să devoreze alea și le mai pun după aia. E bătaie. Mergem și la ăștia aici. Neastâmpărații. Ăsta era cel mai neastâmpărat. Ce faci, tată? Ai rămas fără mâncare, bă? Așa. A, tată, și tu acolo. Ăsta n-am reușit să-l fac, să mă lase să-l mângâi. Mai deloc. Da. Dacă nu-ți fac nimic, bă. Trebuie să-l luat cu binișorul. Dar nu stă. Nu stă, nu vrea. Cât să-l iei cu binișorul dacă nu vrea. Ăsta e băiatul meu de suflet. Stă în aceeași cușcă unde a stat și Deluță. Este la fel de cuminte cum a fost și Deluță. Băiatul meu de suflet. Ție tata o să-ți mai aducă, tu ești cu minte rău. Da, tăticu. Băi, frumos rău, bă, ăștia culoarea câmpului nu știu cum să văd pe cameră, dar vă spun eu, sunt frumoși rău. Au și capul ăla frumos, și urechiuțele, și botul. Nu, sunt nemaipomeniți. Iepurașii ăștia sunt nemaipomeniți. Deci și pe ăsta îl ador efectiv. Pe ăsta îl ador efectiv. Și blană frumoasă. Da, tată. Te las să mănânci. Te las, tătuțule. Nu o să-i mai pun astea. O să mai revin cu niște imagini. Salutare, fraților. Și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să vă arăt termitele, cum au ieșit ele să mănânce. Le-am pus mâncare și îi vedem aici, cuibul de hicole, prima dată când au ieșit și ei afară să mănânce. Sunt în număr de 12 și îi vede că se înghesuie acolo, trebuie să le mai pun un vas de mâncare. Da. Asta se va întâmpla mâine, o să le mai punem un vas pentru mâncare, dar momentan se descurcă ei cum pot. Avem și în partea asta celălalt cuib de neo. Dar aceștia de hicole sunt foarte, foarte frumoși. Prima dată când au ieșit și ei din cuib toți să mănânce. Până acum nu i-am mai văzut afară. Foarte frumos.
Și aici aceștia au 2 luni și 2 sau 3 zile. Îi voi mai lăsa până la 3 luni cu mama, după care îi voi scoate și îi voi vaccina. Vaccinul cred că am să le fac săptămâna aceasta, dar de scos de la mamă îi voi scoate mai târziu. Foarte frumos iepurașii. Iepurașii de Hicolea. Iepurașii de Hicolea în toată splendoarea lor. Și aceștia de Neo sunt foarte frumoși. Culoare deosebită. De această dată le-am luat ovoz, nu le-am mai luat orz. Și merge de minune. Revin cu imagini și de la celelalte cuiburi. Cam atât pentru astăzi, fraților. I-ați văzut și pe cei micuți cum se îmbuzeau acolo la mâncare. Este prima dată când cei de Hicolea ies toți din cușcă să mănânce. Astăzi le vom face o hrănitoare mai mare din tablă și le vom pune. Acum trebuie să mă duc să le pun apă, pentru că ați văzut, toți au castronele înghețate. A fost foarte frig aseară. Mă duc să le pun niște apă caldă și cam atât pe ziua de astăzi. O să revin cu filmări de pe mâine încolo. Va trebui să facem și vaccinul la puiuții de neozelandezi, că au deja 2 luni și ceva. O să-i țin cu mama până la 3 luni ca să se dezvolte mai bine, dar da, o să mai revin cu filmulețe. Până data viitoare, nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să dați un like, un share și de ce nu și un abonament cei care sunteți noi, să aprindeți clopoțelul pe toate, să primiți notificări de fiecare dată când eu pun un nou videoclip și să ne auzim cu bine. Vă salut și numai bine!